Lucrările de modernizare a stadionului Marin Anastasovici din Giurgiu sunt pe ultima sută de metri. Stadionul trebuia să fie pregătit pentru Liga 1 până pe 1 octombrie, însă patronul echipei Astra Ploiești Ioan Nicolae a cerut devansarea termenului, adică locația să fie aptă de joc până pe 20 septembrie. Prin urmare, muncitorii lucrează acum într-un ritm extrem de rapid și au trecut deja la montarea instalației de nocturnă, ale cărei reflectoare sunt similare celor de pe Național Arena. Săptămâna viitoare vor fi instalate și scaunele tribunelor, circa 7.000 în primă fază, pentru că în primăvară se vor construi peluzele și astfel capacitatea stadionului va fi de 12.000 de locuri. Până atunci, având în vedere urgentarea lucrărilor, este posibil ca pe 23 septembrie Astra să întâlnească la Giurgiu pe teren propriu echipa Gaz Metal Mediaș.